Care sunt pericolele la care se expun utilizatorii atunci când sunt victimele unor atacuri informatice? Bun, în principiu, sunt foarte multe pericole la care utilizatorii se expun atunci când navighează online. Foarte multe dintre ele au de-a face fie cu pierderea de date, fie cu, efectiv, virusarea calculatorului și, în mare majoritate a cazurilor, pagubele sunt de natură financiară, să spunem așa, cel puțin în ultima perioadă. Gândiți-vă că atacatorii, cel puțin în trecut, erau foarte interesați de a-și demonstra măestria cu care scria un virus. E bine, astăzi nu se mai întâmplă lucrul acesta, ci dimpotrivă și-au reorganizat prioritățile și anume încearcă să obțină sau să facă cât mai mulți bani. Și asta o fac fie prin generarea de virus, care are ca scop luarea ca o static a datelor de pe calculator și apoi cerea unei recompense în vederea recâștigării accesului la ele, fie își vând serviciile de dezvoltare de malware. Mai exact, există o întreagă piață a infracționalității cibernetice, unde oricine poate intra, poate licita pentru un, să spunem, un virus special făcut pentru o anumită ocazie și plătește un developer, spre exemplu, pentru acel produs. Este incredibil pentru că se poate pot crea soluții personalizate pentru diverse tipuri de atacuri. Iar uneori se oferă chiar și suport, ca și la o soluție de software legitimă. Gândiți-vă că la orice oră, chiar dacă nu ai absolut niciun fel de cunoștință de programare, poți cere un virus, crearea unui virus, poți cere un număr de telefon sau adresă de mail la care să suni pentru suport în cazul în care nu știi cum să folosești aplicația care ți-a fost livrată. Deci este extraordinar de simplu de a crea și de a plăti pentru malware. Dar în România avem o statistică câte atacuri cibernetice sunt venite din afara țării și dacă da, de unde, din ce țări provin acele atacuri? Avem foarte multe atacuri care pleacă de România, dacă îți veni să crezi, din câte știu. Și asta pentru că foarte mulți utilizatori fie sunt infectați și calculatoarele lor fac parte dintr-o rețea de tip botnet, fie foarte multe... Deci cam ăsta este motivul principal. Deci motivul pentru... Foarte multe atacuri, să zicem, pleacă din România și motivul este unul foarte simplu și anume faptul că foarte mulți utilizatori nu folosesc o soluție de securitate, au calculatoarele infectate și ei fac parte dintr-o rețea de botnets, spre exemplu. Prin urmare, cineva le controlează calculatorul și poate desfășura un atac prin intermediul calculatorului lor. Fără să știe lucrurile. Fără ca ei, dar fără ca utilizatorul să fie conștient de ce se întâmplă. În acest caz, atunci, care sunt, noile strategii ale infractorilor cibernetici și cum se pot proteja utilizatorii pentru a nu deveni și victime? Ok. Cum spuneam și mai devreme, strategiile lor sunt în general concentrate în ultima perioadă spre a genera profit, spre a genera bani și pe a susține campaniile de malware, de generare de malware. Ca și măsuri de prevenție, utilizatorii sunt întotdeauna rugați să își instaleze minim o soluție de securitate capabilă să se protejeze și capabilă să aibă actualizări de securitate la zi, iar pentru orice aplicație pe care o au instalată pe calculator sau eventual chiar și pe terminale mobile, este foarte recomandat ca ele să fie actualizate constant cu cele mai noi actualizări de securitate. În caz contrar, există întotdeauna riscul ca o vulnerabilitate ce nu a fost patch-uită să ducă la compromiterea sistemului. Un alt mijloc de a se proteja este întotdeauna proactivitatea sau, mai bine zis, informarea utilizatorului cu privire la ceea ce urmează să facă. Mai exact, încercați să nu dați click pe e-mail-uri care conțin atașamente dubioase, încercați să nu dați click pe link-uri care vi se par suspecte, tocmai pentru că atacatorii în general încearcă să profite de curiozitatea utilizatorului și de aceea creează fie mail-uri cu un conținut atractiv, fie cu un subiect atractiv, fie link-uri care promit un anumit tip de conținut. Și ce se întâmplă totuși în momentul în care, să spunem, totuși calculatorul a fost infectat, mai există speranță, mai există vreo șansă să recuperezi acele date, cui te poți adresa în momentul în care știi că informațiile personale au ajuns la cineva și în momentul ăla vorbim deja de un caz penal când intervine și partea de șantaj. Ok. Deci, în condițiile în care infecția este de tip ransomware, fișierele de pe calculator sunt criptate, da? Deci asta înseamnă că utilizatorul trebuie să plătească acea sumă care îi se cere pentru a obține o cheie de decriptare și a recâștiga accesul asupra fișierilor. În cazul în care refuză și vrea totuși să își poată folosi din nou calculatorul, există posibilitatea de a înlătura infecția folosind o soluție de securitate, dar nu va putea recâștiga accesul asupra fișierilor. Deci asta este
Deci, vrei să-ți folosești din nou calculatorul sau vrei să ai din nou acces la fișele respective. Nu încurajăm întotdeauna, nu încurajăm absolut niciodată plata recompensei, pentru că asta nu este decât o metodă de finanțare a unui astfel de tip de malware. De aceea încurajăm să efectuați cât mai multe backup-uri la absolut orice tip de fișier cu care lucrați, fie că este vorba de documente de tip Word, Excel sau PDF-uri, și să exercitați un maxim de vigilență atunci când este vorba despre e-mail-uri de la necunoscuți, atașamente dubioase sau link-uri suspecte. Să lămurim o dată pentru totdeauna, să spun așa, mitul cum că hackerii care au efectuat diverse atacuri asupra unor site-uri ale unei instituții sunt ulterior angajați ori în unele multinaționale sau chiar sunt subcontractați de diverse guverne ale unor țări. Cât de reală este această informație? Un mit sau există și un sâmbure de adevăr acolo undeva? Toate aceste mituri sau legende urbane sunt exact ceea ce par, sunt mituri și legende urbane. Nici o companie de securitate care activează în domeniul privat nu își va compromite reputația și va angaja un hacker, să-i spunem. Și asta este un motiv pentru, foarte simplu, pentru că nu poți avea încredere sau nu poți ști dacă la un moment dat va face sau nu lucruri legale. Deci, prin urmare, toți cei care lucrează sau activează în domeniul de securitate sunt profesioniști, sunt oameni care vin din zona de IT cu un puternic background de securitate și să spunem că nu au antecedente de alte tipuri. Ce soluții mă oferă Bitdefender pentru protejarea calculatorului sau pentru protejarea tabletei sau a device-urilor mobile? Avem soluții atât pentru sistemele de operare cu Windows, cât și pentru terminale mobile echipate cu Android. Există și soluții free, care le punem la dispoziție, atât pe site-ul nostru. Marea majoritate din ele sunt capabile să detecteze până și cele mai noi tipuri de amenințări, indiferent dacă acestea au fost raportate oriunde pe glob, și oferă dezinfecție și performanță foarte bună. Deci dacă vă uitați la teste comparative efectuate chiar de entități non-guvernamentale și entități specializate pentru testare de soluții de anti-soft, de anti-malware, o să vedeți că Bitdefender în ultimii 3 ani chiar a ieșit pe locul întâi la atât la detecție, removal și performanță pe toate aceste, pe toată linia. Faptul că avem și soluție pe terminalele echipate cu Android, oferă și un plus de securitate, indiferent de platforma pe care utilizatorii aleg să o folosească.